Pace sfântă, dragi frați și surori, Domnul Iisus să vă binecuvinteze în seara aceasta, ne bucurăm să fim din nou împreună în acest timp de părtășie, așa cum ne vedeți în formatul acesta de duminică seara prin emisiunea Cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Împreună cu mine este fratele păstor Mircea Croitor din Statele Unite, așa cum știți că în fiecare duminică ne-am întâlnit aici în direct. Vă spun bine ați venit, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, frate păstor, și în seara aceasta mulțumim pentru că sunteți prezent împreună cu noi. Mulțumim Domnului pentru harul acesta de a fi împreună la o părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, și vă salutăm pe toți în numele Domnului nostru Iisus Hristos și dorim ca în această seară Bunul Dumnezeu să ne vorbească prin Scriptură și la tot ceea ce vom spune și vom aduce din cuvântul Domnului, să dovedim cu Scriptura că ce este scris. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. O seară în care ne dăm seama că fără Hristos nu putem face nimic, că suntem legați de Hristos și seara aceasta vrem să înălțăm o rugăciune înaintea Celui Sfânt, care are tronul în veșnicii, care este prezent astăzi și este prezent într-un infinit. Ne bucurăm că putem să fim în acest timp și să binecuvântăm numele Sfânt a Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că suntem împreună cu El în seara aceasta și înălțăm rugăciunea aceasta pentru ca El să se atingă de inimile noastre, ca El să lucreze prin cuvântul Său în timpul acesta binecuvântat de El. Tată Sfânt din ceruri, ne bucurăm în prezența Ta, pentru că știu că Tu, Doamne, cobori prin Duhul Tău, Doamne, în fiecare casă, în seara aceasta, în rugăciunea aceasta, Doamne, pentru că sunt suflete gata să primească cuvântul Tău, Doamne, în casele lor. Sunt suflete pregătite, Doamne, să lucrezi Tu în inima lor. Seara aceasta vreau să fie, Doamne, și cred că, Doamne Dumnezeule, prin Duhul Tău și prin lucrarea aceasta pe care Tu, Doamne Dumnezeule, ai rânduit-o, vei face lucruri noi, Doamne, în casele acestea, Doamne, care vor să primească, Doamne, din partea Ta, Doamne, putere, înțelepciune, Doamne, și vindecare. De aceea, Doamne Dumnezeule, prin fratele păstor, Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că vei aduce un cuvânt drept, Doamne, un cuvânt sfânt, Doamne, Doamne Dumnezeule, de acolo de la, Doamne, de la Tine, din cerul Tău, Doamne. Și fie ca seara aceasta să fie o seară de ridicare pentru mulți, o seară de încurajare, Doamne, o seară în care, Doamne, poporul Tău să se ridice, Doamne. Prietenii, Doamne, care sunt în seara aceasta a acestei transmisiuni, Doamne, să fie ridicați în numele Tău, Doamne Iisus Hristoase. Fiecare care este în locul acesta să primească, Doamne, de la Tine, cuvântul Tău sfânt, Doamne, în casele lor. Tu cobori în noaptea aceasta, Doamne, și privești fiecare inimă, Doamne, că inimă frântă, Doamne, Tu ridici, Doamne, că e un suflet căzut, Doamne, Tu ești cel mai bun psiholog, Doamne Dumnezeule, pentru că Tu ai spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, Doamne. Și dacă în seara aceasta, Doamne, sunt suflete bolnave, la nivelul minților, Doamne, să știe că Tu, Doamne, ești doctorul suprem, psihologul, Doamne, psihologilor, Doamne, nimeni n-are puterea Ta, Doamne, și în seara aceasta e singurul care dai, Doamne, eliberare. Dai, Doamne Dumnezeule, pace și bucurie în inima lor. În seara aceasta să mulțumim pentru toate și glorificăm numele Tău, Doamne, de slavă. Amin. Îți mulțumim. Amin. Prin fratele păstor, vom asculta cuvântul din seara aceasta. Fiți binecuvântați. Amin. Dorim ca Bunul Dumnezeu
în această seară să ne binecuvinteze cu cuvântul Lui și tot ceea ce vom spune să fie scris în Scriptură, ca să putem fi oameni plăcuți lui Dumnezeu, care ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe. În această seară vrem să citim din Matei capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 11, câteva cuvinte și să vedem cum a procedat Domnul Iisus Hristos atunci când El a fost ispitit de către cel rău și ce ar trebui să facem noi și cum să ne apărăm împotriva săgeților arzătoare ale celui rău. Ori de câte ori avem o problemă, avem o ispită, avem o nevoie, noi trebuie să răspundem cu cuvântul lui Dumnezeu și anume este scris. Pagina în Sfânta Scriptură 925. Ispitirea lui Iisus Hristos. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâi. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus pe strași în sfânta cetate și l-a pus pe streașina templu și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și îndată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, noi avem o misiune destul de grea și anume aceea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu clar, curat, fără nici o pată sau o zbârcitură, ci căutând să facem în totalitate voia lui Dumnezeu. Zilele acestea am auzit atâtea live-uri unde oamenii caută să-și expună convingerea lor, credința lor, părerea lor sau alte lucruri care pot să le aducă ei în fața celorlalți. Dar Apostolul Pavel ne îndemna pe toți și spunea: noi vorbim din partea lui Dumnezeu pentru voi și dorim să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este scris în Sfânta Scriptură, pentru că în lumea aceasta noi avem diferite probleme, diferite necazuri, diferite încercări, diferite ispite. Noi nu ne putem apăra singuri cu ceea ce noi gândim. Nu ne putem apăra noi singuri cu ceea ce ne-au spus alții. Și atunci când venim în fața celui rău,
în fața duhurilor cu care noi suntem în război, noi trebuie să ne apărăm cu cuvântul Domnului și să spunem ce este scris. Apostolul Pavel ne învăța și spunea: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept uneltirilor diavolului. Satan, șarpele cel vechi, diavolul, tatăl minciunii, caută să ducă o luptă cu noi, zi de zi. Caută să ne ispitească în plan fizic. Caută să ne ispitească în plan mental și caută să ne ispitească în plan duhovnicesc. Dacă suntem atenți și am fost atenți la textul citit, Satan, diavolul cel vechi, l-a ispitit și a vrut să-l ispitească și să-l facă să păcătuiască chiar pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos s-a apărat în toate cele trei ispite cu cuvântul lui Dumnezeu. Satano, este scris. Uitându-ne în cuvântul Domnului, noi găsim că lupta noastră nu este împotriva cărnii, nu este împotriva sângelui, nu este împotriva unui om, ci lupta pe care o avem de dus. Împotriva cui noi trebuie să ne apărăm? Biblia ne amintește în Efeseni, capitolul 6, și ne spune așa: căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ca noi să putem birui, noi trebuie să luăm toată armura lui Dumnezeu ca să ne putem împotrivi în ziua cea rea celui rău, ca să putem să rămânem în picioare după ce am biruit totul. Ca să putem să avem biruință, noi trebuie să știm ce este scris. Și pentru lucrul acesta vă aduc o veste bună. Bunul Dumnezeu, Tatăl nostru cel din ceruri, ne-a trimis o scrisoare de dragoste și această scrisoare este Sfânta Scriptură. Această carte, Biblia sau Sfânta Scriptură, este cuvântul lui Dumnezeu. Cu regret vreau să vă spun, am întâlnit oameni care pun la îndoială cuvântul Domnului și spun că această Biblie are greșeli, această carte sfântă, Biblia, trebuie ajutată, ai scrie așa, dar noi trebuie să înțelegem cum spun ei. În seara aceasta, Apostolul Pavel ne îndeamnă și ne spune să nu trecem peste ce este scris. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeului celui viu, când a fost încercat Satan să-l ispitească în toate felurile, el s-a apărat cu cuvântul Scripturii. Și ca să vedem că această carte nu este o carte obișnuită, nu este o carte din romani, Apostolul Pavel spune lui Timotei: până voi veni, ia bine seama la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Noi trebuie să înțelegem că această carte este cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea Apostolul Pavel lui Timotei: tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat că știi de la cine l-ai învățat.
toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Având Sfânta Scriptură, crezând cu adevărat că ea este cuvântul lui Dumnezeu, avem răspuns la toate problemele vieții, avem biruință deplină în numele Domnului Iisus Hristos la toate atacurile celui rău, avem cu ajutorul Domnului posibilitatea să ne adâncim privirile în legea desăvârșită care este Iisus Hristos. Și atunci când vom fi ispitiți, noi să nu fim biruiți de cel rău, ci dimpotrivă, spunând în numele Domnului, este scris. Spunând cuvintele acestea și dovedind cu Scriptura că ceea ce credem, ceea ce vorbim, ceea ce învățăm pe alții, se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu spunea lui Iosua, cartea aceasta legi să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dacă noi înțelegem acest adevăr minunat, căci acest cuvânt nu este cuvântul nostru, acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu, fără de greșeală, la care nu mai trebuie nimic de adăugat și nimic de scăzut, și este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, atunci noi putem să facem tot ceea ce trebuie. Noi putem, cu ajutorul Domnului, să împlinim tot ce trebuie împlinit și împlinind acest cuvânt al lui Dumnezeu, noi putem să fim biruitori. Putem să fim mai mult decât biruitori. Apostolul Pavel ne îndemna și ne sfătuia pe frați să propovăduim cuvântul, să stăruim asupra lui la timp și ne la timp, să mustrăm, să certăm, să îndemnăm cu toată blândețea și învățătura. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El a adus acest adevăr foarte mare și anume este scris. Fiind scris și crezând cu adevărat în cuvântul Scripturii, crezând cu adevărat în ceea ce Domnul ne-a dăruit, noi nu greșim, ci rămânem oarecum pe temelia pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dăruit-o și această temelie este cuvântul lui Dumnezeu. Această temelie este ceea ce noi avem nevoie. Și uitându-ne la ceea ce ne îndeamnă cuvântul Domnului, noi trebuie să avem în primul rând și să luăm seama la citire. Sunt atât de mulți oameni care propovăduiesc cuvântul pe diferite live-uri și când îi asculți cum citesc, îți dai seama că nu poți să iei învățătura pentru că citesc cu multe greșeli. De aceea Apostolul Pavel spunea, ia bine seama la citire, pentru că dacă cineva îți dă un verset și puțin modificat, îi puțin schimbat, dacă tu sau eu nu cunoști cuvântul clar al lui Dumnezeu, noi atunci suntem cu greșeli. Atunci noi putem fi duși în eroare. Dar dacă citim corect, citim cu virgulă,
cu semnele de punctuație și luăm seama la ceea ce ne vorbește Scriptura, noi atunci nu suntem duși în eroare. De ce spun lucrul acesta? Uitați-vă la a doua ispitire pe care cel rău a vrut să o aducă asupra Domnului Iisus Hristos. El a venit cu jumătate de adevăr. Când Satan vine și spune: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris: El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Citim Psalmul 91 cu versetul 11 și 12, o să vedem că Satan n-a citit tot textul așa cum este scris, n-a citit tot pasajul ca să înțeleagă contextul și cuvintele pe care el trebuia să le aducă, ci a lăsat deoparte unele cuvinte și a adăugat altele. De aceea, atunci când vorbim de un subiect biblic, este tare bine, este tare frumos ca să citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Nu este scrisoarea unui om, nu este mesajul unui om, ci este mesajul lui Dumnezeu. Și de aceea ne atrage atenția Scriptura și spune: nu treceți peste ce este scris. Dacă o singură virgulă este pusă altfel, dacă foarte, foarte puțin din ceea ce noi vrem să aducem este diferit de învățătura Scripturii, noi ne putem încurca. Și am amintit de psalmul acesta 91, care spune un pic diferit ceea ce vroia Satan să vină. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, căci el va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vedeți în pasajul acesta că robul lui Dumnezeu, cel ce se odihnește la umbra celui atotputernic, trebuie să sară de pe streșina templului? Trebuie el să se arunce? Nici vorbă. Satan a venit cu un îndemn de jumătate, a învelit cuvântul lui Dumnezeu și a adăugat anumite lucruri pe care el le gândea. De aceea apostolul Pavel ne îndemna: ia bine seama la citire. Când citim o învățătură din Scriptură, e bine să citim un capitol, e bine să citim cartea întreagă, să vedem despre ce ne vorbește, să vedem ce ne spune cuvântul Domnului, ca să nu greșim. Și acum să reluăm cele trei ispite pe care Satan le-a dus în fața Domnului Iisus Hristos. Găsim chiar din versetul 1 că atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. Vorbind cu unii frați, spunea: Duhul acela este Satan. Duhul care l-a dus pe Iisus în pustiu nu este Duhul Sfânt. De ce? Dacă ar fi fost Duhul Sfânt, era scris Duhul Sfânt, dar așa scrie doar Duhul. Dar dacă ne uităm și în alte pasaje ale Bibliei, oriunde se vorbește cuvântul acesta de Duhul, se referă la Duhul Sfânt. Și în Marcu, în capitolul 1 cu versetul 12, ne arată de asemenea că
Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost dus în pustiu. Și la botezul Domnului Iisus Hristos ne arată Scriptura că cel care s-a coborât peste Iisus Hristos este Duhul Sfânt. De aceea e bine că înainte de a ne face o părere, să luăm bine seama la citire. Să cercetăm Scripturile, spunea Domnul Iisus Hristos, nu numai să le citim, citim cu atenție, căutăm să vedem ce ne vorbește Scriptura, căutăm să vedem ce ne spune cuvântul Domnului și noi să luăm seama la ceea ce este scris. Domnul Iisus Hristos a fost dus de Duhul Sfânt în pustiu ca să fie ispitit de diavol. Și acolo cel rău a venit să îl ispitească. De câte ori cel rău nu vine și în dreptul nostru să pună la îndoială credința noastră, să pună la îndoială cunoștința noastră din Scriptură, să pună la îndoială nădejdea care o avem. Chiar în zilele acestea am auzit oameni care cândva au fost creștini, dar Dumnezeu a scăpat toate din controlul Lui. Dumnezeu nu mai poate face nimic. Dumnezeu a abandonat pământul. Dumnezeu a făcut una sau alta. Dar pentru noi, haideți să rămânem la ce este scris. Și a venit Satan și prima ispită pe care el a adus-o la Domnul Iisus Hristos a fost o ispită materială. Îi spune ce rău Domnului Iisus Hristos, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestor pietre să se facă pâine. Dar Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la această ispită, la această încercare, la ceea ce Satan a vrut să aducă în viața Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos se apără cu Scriptura. Și anume, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Noi ca și copii ai Domnului, noi ca și fii ai lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem acest adevăr și că Dumnezeu poate să ne dăie o pâine ori de câte ori suntem în nevoie. În Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 3, găsim motivația sau sfatul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat oamenilor. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a apărat cu cuvântul scris. El a spus și a întărit, Satano, este scris. Ori de câte ori va veni cineva să ne ispitească pe noi, în plan material, în plan în care noi gândim că ar putea să ne ajute cel rău, trebuie să stăm liniștiți, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și să spunem, Satano, este scris. În vremurile acestea de război, în Ucraina, în Rusia, în Belarus, în vremurile acestea în care națiunile se frământă, oamenii caută să alerge după pâine, după cele materiale. În multe familii a venit disperarea, decepțiile. Mulți sunt refugiați
de război, alții pleacă într-o parte și în alta. Dumnezeu vine în seara aceasta și ne spune tuturora un adevăr foarte mare, scris în Biblie. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce ne-a promis Domnul că ne dă pe deasupra? Pâine, apă și îmbrăcăminte. Acestea sunt promise. Tot în Scriptură găsim căci Dumnezeu este credincios. Dumnezeu ceea ce promite prin Scriptură și împlinește. Și Ieremia, omului Dumnezeu, a avut o revelație deosebită. Dumnezeu îl întreabă, ce vezi, Ieremia? Și spune cuvântul Domnului, Ieremia a spus, văd un veghetor. Bine ai văzut, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Domnul Iisus Hristos întărea acest adevăr și spunea, cerul și pământul va trece, dar nici o iotă din Scriptură nu va trece până ce nu se va împlini. De aceea, în orice situație, trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Spune Scriptura că și fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Când cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Dacă suntem în cuvântul Domnului, dacă rămâne la cele ce este scris, noi înțelegem că Domnul spune, n-am văzut pe cel neprihănit, părăsit și nici pe copiii lui cerșându-și pâinea. Noi trebuie să căutăm să nu facem compromis pentru o bucată de pâine, să nu facem compromis pentru o slujbă, să nu facem compromis pentru semnul fiarei care va veni în curând când fiara se va arăta. Noi trebuie să ne încredințăm că și tot ce este scris în Scriptură cu privire la noi se va împlini. Și Domnul este credincios, de aceea arată El păcătoșilor calea. Ori de câte ori avem o ispită, ori de câte ori avem de dus o luptă, Apostolul Pavel spunea, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neveștejită pe care mi-o va da în ziua aceea judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. E ca să scap de ispită, ca să birui ispita, așa cum spunea și Apostolul Pavel, noi trebuie să credem Scriptura. Trebuie să credem că tot ce este scris în Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Fără de greșeal, Biblia este o carte infailibilă. Este o carte care nu are greșeli. Sunt lucruri greu de înțeles pe care noi nu le înțelegem. Dar Apostolul Pavel spunea un verset așa de frumos. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Fiul lui Dumnezeu când a fost ispitit, Fiul lui Dumnezeu când a fost pus la probă, Scriptura spune căci a fost ispitit în primul rând în plan material. Pâinea de care avea nevoie din punct de vedere uman, Satan
a venit cu ispita aceasta, a pus la îndoială, a încercat să schimbe credința care era în Iisus Hristos, credința lui Iisus, că El este sau nu este Fiul lui Dumnezeu. El știa cine este, chiar duhurile necurate spuneau, te știm cine ești, Iisuse, ești Fiul lui Dumnezeu. Dar Satana și la lucrurile materiale vine cu îndoială, vine să insufle în mintea oamenilor, în cazul acesta, în Iisus Hristos, îndoiala aceasta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestor pietre să se facă pâini. Domnul Iisus Hristos, în toate ispitele care au venit peste El și prin care El a ieșit mai mult decât biruitor, El s-a apărat cu cuvântul Domnului spunând, este scris. Dacă va veni cel rău să te ispitească din punct de vedere material, să te ispitească să te implici în diferite lucruri, de exemplu, hoție. Hai că e mai ușor în Europa să faci bani spărgând un bancomat, mergând în parcare și acolo unde sunt monede puse pentru parcare, e mult mai ușor decât să lucrezi. Dar dacă vine în mintea ta gândul acesta, vreau să spun, răspunde-i cum este scris. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Lucrați cu mâini harnice ca să aveți să dați și celor ce sunt în nevoi. Dacă noi vom veni cu cuvântul scris, acesta nu ne va lăsa să fim nici leneși și nici roditori, ci va căuta să ne ajute să fim copiii lui Dumnezeu. Satana va veni cu diferite lucruri. Uite ce casă are vecinul tău, uite ce mașină, uite ce proprietăți. Crezi că le-a obținut într-un mod cinstit? Ia urmărește-l și tu cum a făcut el ca și tu să te îmbogățești. Dar Scriptura spune altfel. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, spune Biblia că ne este de ajuns. Pentru noi, din punct de vedere material, trebuie în primul rând să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri materiale, pâine, apă și îmbrăcăminte, ne se vor da pe deasupra. A doua ispită mare, căreia Domnul a trebuit să-i facă față, nu a fost o ispită materială, ci o ispită în suflet. O ispită în care Satan îi cere un lucru. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. Căutând Satana să-l ispitească pe Fiul lui Dumnezeu, a venit la nivelul sufletului. Noi știm cu toții că omul este creat o trinitate. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 23, Apostolul Pavel ne lămurește, noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi am fost creați o trinitate. Noi am fost creați oameni care să semănăm în câteva lucruri cu Dumnezeu. Și uitați ce spune Apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni 5 cu 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. La nivelul trupului a fost prima ispită. La nivelul sufletului
a venit Satan cu o parte de adevărul Scripturii, dar modificat. Pentru că noi știm cu toții că sufletul este totalitatea sentimentelor, este totalitatea înțelepciunii, este totalitatea cunoștinței și a voinței. Sufletul sunt sentimente, înțelepciune, minte și voință. Și atunci aici a cerut să facă un act de voință, să aleagă din propria lui inițiativă la sfatul celui rău și să îl pună pe Dumnezeu la încercare. Satan vine și pe noi în punct de vedere spiritual de multe ori să ne ispitească cu diferite lucruri, cu forma de închinare, cu forma de slujire, cu ceea ce noi dăm altora, cu ceea ce primim, cu ceea ce facem. De ce? La nivelul sufletului, printr-o emoție, printr-un sfat, printr-o gândire, prin ceva care poate să ne influențeze, să luăm decizii împotriva lui Dumnezeu. În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos îi învață pe toți și le spune, când vă rugați să spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția, puterea și slava. Pe Domnul Iisus Hristos a vrut aici să-l ispitească cu parte din cuvânt. Dacă pe Eva a reușit să o înșele și Eva, pentru că nu a știut cuvântul Domnului clar dat de Dumnezeu lui Adam, ea a venit și a schimbat acest cuvânt. Și atunci când șarpele cel vechi a venit la femeie, femeia a mai adăugat și a schimbat și șarpele din ceea ce spunea Domnul. Oare ce i-a spus Domnul? Ce a zis Domnul legat de lui Adam? În Genesa capitolul 2 găsim că avem aici ceea ce Domnul a poruncit legat de problema aceasta. Dar Satan a venit și a zis, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Dar oare așa a zis Domnul în totalitate? Răspunsul găsim în versetul 16 și 17 acest capitol. Și vedeți că femeia adaugă, ca și Satan, ispitirea aceasta a fost permisă pentru că femeia n-a știut exact ce este scris. Și hai să citim versetele acestea două, să vedeți că Domnul nu vorbește nimic despre atingerea acelui pom. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Femeia a mai adăugat ceva. A zis nici să nu ne atingem. Și Satan vine cu ispitirea lui și a avut succes. Hotărât că nu veți muri, spune cel rău. De ce? A văzut că femeia nu știe exact ce este scris. De aceea amintesc din nou, frați și surori, cercetați Scripturile, pentru că în ele socotiți că aveți viața veșnică. Căutați în cartea Domnului și citiți. Nici una din ele nu va da greș, căci gura Domnului
a vorbit. Scriptura, așa cum o avem noi, este cuvântul lui Dumnezeu, fără de greșeală, fără să fie mintea omenească acolo. Apostolul Petru ne îndemna și spunea: să știți mai întâi de toate, căci nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Poate ne vom pune întrebarea, dar cum este cu această carte? Ce s-a întâmplat cu ea? Cum a ajuns în forma aceasta la noi? Vreau să vă spun că cineva îmi cerea chiar acest lucru, să vorbim despre Sfânta Scriptură, să amintim despre Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu am găsit în Scriptură căci Dumnezeu a rânduit ca în Biblia noastră să fie 66 de cărți inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Și așa cum am citit în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16 și 17, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă noi ne vom apăra cu cuvântul Domnului și când va veni ispititorul, când va veni un om rău, când va veni cineva, dacă noi știm cuvântul lui Dumnezeu, îi putem spune, este scris. Dar dacă nu știm exact cum este scris, de aceea apostolul Pavel spunea: ia bine seama la citire, la îndemnare, la sfatul pe care îl dai altora. Dacă noi nu știm cuvântul lui Dumnezeu în totalitate, cum am putea să dăm un sfat bun? Domnul Iisus Hristos a răspuns cu ceea ce este scris. De asemenea, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Satan n-avea ce să atinge de Domnul Iisus Hristos să încerce să-L ispitească, pentru că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat. Iisus Hristos a dovedit în lumea noastră că El n-a fost doar un om. Stăteam de vorbă cu cineva și încearcă să convingă că Iisus Hristos este doar din Nazaret. N-are nimic dumnezeiesc în El. N-are nimic din cerul. El a venit doar din sămânța lui David. Dar Biblia ne spune un adevăr foarte mare. În Romani, capitolul 1 cu versetul 3, ne lămurește ce este scris acolo. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul. El a fost 100% om, dar a fost și 100% Dumnezeu. Iar versetul 4 ne spune lucrul acesta: iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Sunt unii care vin și spun: dar Iisus este Iisus, Hristosul este Hristosul, Tatăl Domnului Iisus Hristos este una, Dumnezeu Tatăl este altul. Și niște erezii atât de mari. Nici nu vor să stăi de vorbă cu tine să arăți ce este scris, pentru că au gândirea aceasta. Dar pentru noi, copii lui Dumnezeu, haideți să rămânem la ce este scris. Vedem că cel care s-a născut în lumea noastră, unii spun s-a născut Iisus, alții spun nu, s-a născut Hristos. Dar eu în Scriptură am găsit că cel care s-a născut în lumea noastră este Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele Lui. În Matei, capitolul 1, cu versetul 18, ne arată și ne spune așa:
iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Cine s-a născut în lumea noastră? Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Nu vrem să trecem peste ce este scris. Atât de greu este să explici unui om care nu crede Scriptura, care pune la îndoială. Am întâlnit frați care spuneau această Biblie, traducerea Cornilescu, este o Biblie total greșită. Nu este de luat în seamă. Dar le-am spus și le spun tuturora, pentru români, pentru cei care vorbesc românește, cea mai exactă, cea mai inspirată, cea mai de luat în seamă este traducerea Dumitru Cornilescu, Biblia aceasta care o avem noi pe mesele noastre. Și această carte, Biblia, ne spune că Iisus este Hristosul. Azi vedeam pe un live pe cineva care se ține mare învățător și spune Iisus este Iisus, Hristosul este Hristos. Dar uitați ce spune Ion capitolul 20 cu versetul 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Iisus Hristos, când stă de vorbă cu femeia samariteancă la fântână, de asemenea întărește acest lucru. Și femeia spune, știu care să vină Mesia, căruia îi se spune Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel ce vorbesc cu tine sunt acela. Ce spune Iisus? Iisus spune că El este Hristosul. Dacă ne ducem și încheiem a treia ispită mare care a venit peste Iisus Hristos și căreia Iisus Hristos i-a făcut față, să spunem, a biruit, este aceasta. Satan i-a răspuns, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Domnul a fost pus în situația în care Satan l-a dus pe munte, i-a arătat împărățiile lumii și a venit cu o minciună mare, că tot ce este în lumea aceasta este a lui Satan. Am auzit aceste explicații și de la unii frați din alte confesiuni care spun Dumnezeu a scăpat toate din control. Dumnezeu este doar un vizitator pe pământ. Dumnezeu nu mai poate face nimic. Dacă Dumnezeu putea să mântuiască lumea, o făcea de mult. O făcea și nu trebuia să ajungă până aici. Dar Biblia spune altfel. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Fiul lui Dumnezeu afirmă de asemenea, Domnului, Dumnezeului tău să te chin și numai Lui să-i slujești. Noi nu trebuie să ne închinăm Satan, nu trebuie să ne închinăm duhurilor necurate, ci singurului Dumnezeu adevărat trebuie să ne închinăm. Când Satan a văzut că Domnul Iisus Hristos n-a fost ispitit la nivel de Duh, pentru că Duhul nostru este locul unde locuiește conștiința. Conștiința este vocea lui Dumnezeu care lucrează în om. La nivelul Duhului are loc părtășia cu Dumnezeu. La nivelul Duhului are loc închinarea. Satan chiar acolo a vrut să-l lovească. Cum? Să-l lovească și să-i spună, închină-te mie
și îți voi da totul. Dar Domnul Iisus Hristos îi spune și femeii, adevărat, adevărat îți spun, că vine vremea și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Domnul Iisus Hristos a spus satanei cui trebuie să se închine, dar pentru că Iisus Hristos a fost Dumnezeu 100% și om 100% pe pământ, ca Dumnezeu Fiul, El a acceptat închinarea. Înainte de a pleca din lumea noastră, Domnul Iisus Hristos și-a adunat ucenicii, s-a dus în Galileea, acolo găsim scris în capitolul 28 cu versetul 16, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Femeile s-au închinat Domnului Iisus Hristos, sutașul, mulți s-au închinat. După cele trei ispite la care Domnul s-a apărat cu cuvântul Scripturii, spune Biblia că satana a plecat de la el și au venit niște îngeri ca să-i slujească. Îngerii nu primesc închinare. Oamenii nu primesc închinare. Atunci când Ioan Apostol era în insula Patmos și a primit descoperirea lui Iisus Hristos în cartea aceasta prin îngerul care Dumnezeu l-a trimis, a vrut să-i se închine îngerului. Și îngerul i-a spus, ferește-te să faci un lucru ca acesta. Închină-te lui Dumnezeu și numai Lui dă-i slavă. În concluzie, fie că este o ispită materială care privește de trup, fie că este o ispită la nivelul sufletului, la gândire, la sentimente, la voință, fie că caută ce rău să ne ispitească în Duh, să ne închinăm duhurilor rele, să ne închinăm altor făpturi în locul lui Dumnezeu. Noi trebuie să răspundem, este scris. Ce este scris? Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Și ca să putem face lucrul acesta, noi trebuie în primul rând căutați în cartea Domnului și citiți. Citiți cu atenție. Ia bine seama la citire, la virgulă. Ia bine seama la citire. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem noi este să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Să cugetăm ca să fim un pom zidit, sădit lângă un izvor de apă, spune Biblia, că el zi și noapte cugetă la cuvântul lui Dumnezeu. Ca să putem să fim biruitori, noi trebuie să credem că această carte sfântă, Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a folosit de mai mult de 40 de oameni sfinți care prin Duhul lui Dumnezeu i-a inspirat și au scris ceea ce trebuie în această carte. Vin unii și mai adaugă alte cărți la Sfânta Scriptură. Exemplu, Biblia Bogată. Alții vin cu cartea lui Enoch, alții vin cu Evanghelia lui Toma și alte cărți. Fraților, nu este rău să le citiți, dar nu le ridicați la nivelul valorii Sfintei Scripturi. Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Prin ea ne vorbește Dumnezeu, prin ea ne mustră Dumnezeu, prin ea ne învață Dumnezeu, prin ea Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne călăuzește tot adevărul. Noi să rămânem la ce este scris. Dacă citim această carte,
dacă noi căutăm cu ajutorul Domnului să medităm, să cugetăm la această carte, noi trebuie să-și credem toate cuvintele scrise în cartea aceasta și, nu în ultimul rând, cartea aceasta trebuie pusă în practică. Nu e suficient doar să credem și să nu trăim. Nu este suficient doar să știm și să nu aplicăm. Cuvântul Domnului spune, fiți nu numai ascultători uituci, înșelându-vă singuri, ci împlinitori cu fapta. Bunul Dumnezeu să ne dăie puterea și ori de câte ori este vreo problemă, ori de câte ori avem vreo încercare, ori de câte ori avem vreo ispită, să facem așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos și vom fi mai mult decât biruitori. Cum să facem? Să spunem, este scris. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și așa cum spunea Apostolul Pavel, harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu voi în veci. Amin. Amin, slăvit să fie Domnul pentru timpul acesta în care Domnul ne-a vorbit. Și mulțumim pentru faptul că încă o dată am priceput mai multe din cuvântul Domnului, pentru că transmisiunea din seara aceasta se numește Cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Dorim ca acum la urmă să facem, să se înalțe rugăciune prin fratele păstor, pentru ca Domnul să se atingă în seara aceasta de toți cei ce sunt bolnavi. Ar vrea să aduceți rugăciunea aceasta în seara aceasta pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt poate că au probleme la nivelul minții, la nivelul trupului, și Domnul Iisus să se atingă de fiecare cauză în parte. Sunt împreună cu noi suflete și în seara aceasta vreau pentru fiecare în parte ca Domnul să se atingă de ei, de cei care sunt împreună și cei care vor urmări în altă zi, dar Iisus Hristos să fie în seara aceasta glorificat și El să pună mâna asupra tuturor celor ce sunt împreună cu noi. Amin. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Eu vreau, înainte de a vă ruga, să le spun că Scriptura a fost lăsată de Dumnezeu. Și tot ce a fost scris înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și prin mângăierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. În Scriptură este scris că Domnul dă vindecare. În Scriptură este scris să ne rugăm Lui. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți la mine căci eu am biruit lumea. În Scriptură scrie că orice veți cere cu credință vă va fi dat. Dacă noi în seara aceasta, în rugăciunea aceasta, nu numai eu și voi, ne vom uni cu credință și vom crede că toate promisiunile Scripturii se împlinesc și cu noi, toate sfaturile Bibliei ne sunt nouă de folos, Dumnezeu, la încheierea slujbei din seara aceasta, ne va da mângăieri. Dumnezeu ne va da vindecare. Dumnezeu ne va da eliberare. Dumnezeu ne va da ceea ce noi îi cerem. De ce? Noi ori de câte ori ne rugăm să înțelegem că dacă cerem ceva după voia Lui, Dumnezeu ne ascultă. Și voia Lui Dumnezeu este sfințirea vieții noastre. Amin. Haideți să ne aplecăm capetele la rugăciune, să închidem ochii și să ne rugăm Domnului și Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim cu jertfă de mulțumire la încheierea slujbei din seara aceasta.
Venim, o Doamne, să te rugăm să ne dai puterea să împlinim cuvântul Tău. Dă-ne, Doamne, puterea să luăm aminte la ceea ce ni s-a spus, la ceea ce ne vorbește cuvântul Tău, la ceea ce, Doamne, Tu vrei să aduci pentru noi. În seara aceasta am înțeles că Tu ești medicul suprem. Tu ești Dumnezeu care vindeci, Tu ești Dumnezeu care ai puterea să tămăduiești. Nimic nu este prea slab pentru Tine, nimic nu este prea greu pentru Tine, nimic nu este ceva să te împiedice. Dacă noi în seara aceasta ne vom uni cu credință și vom cere ceva din mâna Ta, noi suntem deplin încredințați că, Sfinte Tată, Tu ne vei dărui. Venim, o Doamne, în rugăciune înaintea Ta și aducem pe cei bolnavi. Sunt atâți care sunt loviți de boli incurabile, oameni care sunt bolnavi de cancer, oameni care sunt bolnavi cu diferite boli, diferite probleme și viața lor este un chin pe acest pământ. O Doamne, prin rugăciune îi aducem înaintea Ta. Și te rugăm frumos, așa cum ai promis, în lume vom avea necazuri, dar să îndrăznim la Tine, să ne rugăm Ție, să aducem la cunoștința lui Dumnezeu problemele noastre. Medicul suprem, te rog, îndură-te de cei bolnavi, de cei cu depresii, de cei care frica războiului i-a făcut să-și piardă credința, de cei care, Doamne, veștile care vin îi fac să-și piardă orice nădejde în Tine. Mărește-le credința, Doamne, și dă-le vindecare de plină, atât în trup, cât în suflet și în duh. O, Doamne, mă rog să ai milă și de cei îndepărtați, de fii risipitori, de cei care nu Te mai cunosc, de cei, Doamne, care au luat-o pe căi lăturalnice, s-au pierdut de la casa Ta, s-au pierdut, o Doamne, din biserica Ta. Mă rog, o Doamne, adă-i înapoi pe fii risipitori. Dă-le mântuirea pe care ai promis-o prin Scriptură, că oricine va crede în numele singurului Fiu al Dumnezeu are viața veșnică. Amin. Doamne, binecuvântă orice cauză, orice problemă care o adus. Avem atâtea lucruri și știm, o Doamne, că Tu te implici în viața celor care cer, în viața celor care Te caută, în viața celor care au nevoi, atât materiale, spirituale, duhovnicești, în viața celor care au nevoie de atingerea Ta. O, Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul Tău, ne-ai dat Sfânta Scriptură, care dacă o trăim așa după cum este scris, ne va ajuta ca odată să ajungem în împărăția Ta. Mărește credința fiecăruia, Doamne. Mărește-ne credința și ajută-ne să înțelegem că și fără de credință este cu neputință să fim plăcuți Ție. De aceea, Doamne, în seara aceasta aducem toate aceste cauze. Mă rog, o Doamne, să ai în vedere și cauzele pe care frații poate nu le-au scris sau nu le-a spus cu viu grai, dar sunt în inima lor. Tu care ești Dumnezeu și cercetezi toate lucrurile, mă rog să cercetezi fiecare cauză adusă înaintea Ta, în taină, cu voce tare sau prin scris. Și la toate, Doamne, aceste dorințe care sunt după voia Ta, răspunde-le Tu, o Doamne, la vremea potrivită. Cu nădejdea că ne asculți, cu nădejdea că vei lucra, cu nădejdea, Doamne, că te vei implica în viața celor care au nevoie, îți mulțumim. În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Glorie lui Dumnezeu pentru seara aceasta, pentru timpul acesta sfânt care l-am avut împreună. Îi mulțumim Domnului pentru că am avut încă o dată oportunitatea să ne întâlnim în calea aceasta. Eu în Timișoara, fratele păstor, tocmai din Statele Unite și împreună în întreaga lume.
Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare care ați fost în seara aceasta împreună cu noi, aici pe Radio Salm. Mulțumim Domnului pentru fiecare dintre voi și Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi cu viață veșnică. Vă rugăm și vă spunem să rămâneți împreună pe acest canal de radio ca să vă bucurați împreună cu noi de cuvântul Domnului, să vă bucurați împreună cu noi de ceea ce poate face Hristos pentru voi și pentru noi. Vreau, dragi frați și surori, să vă spun că am avut din nou o săptămână binecuvântată în prezența Domnului și mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos pentru tot ceea ce face pentru noi. Pentru încheiere, întotdeauna îl pun pe fratele păstor să aducă 2-3 cuvinte de încheiere pentru seara aceasta ca salut și apoi ne vom retrage fiecare. Amin. Mulțumim Domnului pentru tot ceea ce ne-a dăruit și doresc tuturor încheiere să rămânem la ce este scris. Și așa cum îi spunea Dumnezeu lui Iosua, cartea aceasta legi să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin, slavă lui Dumnezeu, pentru timpul acesta petrecut împreună. Vă spunem ca Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Seara aceasta se încheie aici. Vă doresc de aici, din studioul Radio Salmi, să aveți o săptămână binecuvântată împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Să fim mai vegheatori, să fim întotdeauna pregătiți pentru orice fel de ispită, pentru că Iisus Hristos ne-a chemat să avem putere atunci când vine ispita în viața noastră, iar noi să rămânem pe calea Domnului așa cum ne-a chemat El. Frate păstor, vă mulțumesc pentru seara aceasta și vă spun încă o dată, Domnul Iisus să vă binecuvinteze toată casa, slujirea, tot ceea ce faceți pentru Domnul. Ne bucurăm că am putut să fim împreună, așa cum v-am zis, eu în Timișoara, fratele păstor în Statele Unite și împreună în întreaga lume. Ne revedem pe săptămâna viitoare, vom vedea ce transmisii vom mai face. Sâmbătă ar trebui și cred că voi avea un invitat, un om care are o voce extraordinară și laudă pe Dumnezeu. Să vedem dacă rămâne totul valabil pe sâmbăta viitoare. Vă spunem ca Domnul să vă binecuvinteze, vă doresc o săptămână binecuvântată tuturor, multă pace, să fiți binecuvântați și noapte bună tuturor. Amin.